De presă ne aflăm la grădinița numărul 13 din Târgoviște, aici unde administrația locală târgovișteană implementează un proiect de modernizare, reabilitare și dotare acestei unități de învățământ preșcolar. Alături de noi la această conferință de presă este și domnul Alexandru Oprea, care este președintele Consiliului Județean Dâmbovița. Eu voi spune câteva lucruri despre ceea ce înseamnă Programul Național de Dezvoltare Locală la nivelul municipiului Târgoviște, iar domnul președinte o să vă dea câteva informații despre ceea ce înseamnă PNDL la nivelul județului Dâmbovița, bineînțeles, și alte informații de interes. Așadar, suntem la un obiectiv de investiții, așa cum spuneam, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Este un obiectiv de investiții cu o valoare de aproximativ 2,9 milioane de lei. În momentul de față, după cum se poate observa, lucrările sunt avansate. Practic, la acest etaj, în corpul în care ne aflăm, mai este de turnat șapa și de pus partoseala. În rest, este finalizat. Vedeți că este schimbată tâmplăria, este gletuit. Sunt făcute circuitele electrice, sunt făcute circuitele termice. Practic, multe lucruri nu mai sunt de făcut. La parter mai e ceva de lucru, dar în orice caz, până la începutul anului școlar, această investiție va fi finalizată, deși termenul este februarie anul viitor. Vrem ca și această investiție și grădinița numărul 15, care este chiar mai avansată ca și stadiul al lucrărilor, să fie finalizată în acest an și poate reușim și ceva din Crești. Încercăm să vedem, dar acolo avem și extindere. Așadar, pe Programul Național de Dezvoltare Locală se lucrează aici, se lucrează la grădinița numărul 15, se lucrează la creșa numărul 8, se lucrează la creșa numărul 14, la creșa numărul 16, la creșa numărul 13. Sunt lucrări pe care, așa cum am spus, intenționăm să le finalizăm înainte de termenul de execuție. Cel mai fi important de spus, tot pe zona infrastructurii educaționale, ar fi că au început lucrările de amenajare de șantier la școala numărul 8, la Mihai Viteazu. Ieri am făcut o vizită acolo și practic se turna fundația pentru montarea unei macarale, astfel încât corpurile de clădire care urmează să fie construite să se realizeze cât mai repede, ținând cont că avem un termen de execuție de numai 12 luni acolo și cred că acest proiect va fi, cel de la școala Mihai Viteazu, va fi un proiect care va fi finalizat foarte repede, raportat la natura lucrărilor și la complexitatea sa. Cam în 2 săptămâni vom merge și vom face și acolo un eveniment de presă pentru a vedea exact cum stăm, ce forțe mobilizează constructorul. Constructor italian este a treia investiție în municipiul Târgoviște care este realizată de un constructor italian. Și când spun constructor italian, nu mă refer neapărat de RS, cetatea respectivă, ci la faptul că este utilizată inclusiv forță de muncă italiană, de la fierar betoniști, la zidari și așa mai departe, cam tot ceea ce este necesar pe șantier. Eu am încredere că lucrurile vor merge foarte, foarte bine și acolo. De asemenea, ca să fac puțin o sinteză a ceea ce înseamnă banii atrași în Târgoviște pe Programul Național de Dezvoltare Locală în această primăvară, practic, sunt peste 3 milioane de lei numai pe aceste proiecte pe care le derulăm în acest moment și, bineînțeles, până la sfârșitul anului sumele vor crește probabil de 6-7 ori, pentru că în această vară se va lucra foarte, foarte mult la aceste proiecte. Aș mai vrea să mai menționez un aspect, anume că în următoarele 2 săptămâni vor începe și lucrările pe șoseaua Mihai Bravo. Este important să spun aceste lucruri, pentru că este una din arterele importante de acces în municipiul Târgoviște.
2019. Inițial se va implementa un proiect de reabilitare rețelelor de gaze, urmând ca imediat după acest proiect să se reabiliteze integral strada, trotuarele și așa mai departe, deși strada Mihai Graun va fi reabilitată. Lucrările de modernizare a rețelelor de gaze vor dura aproximativ 30 de zile, iar reabilitarea străzii sperăm să facem la fel într-o perioadă destul de scurtă, astfel încât ca pe la jumătatea verii, mai exact mai spre sfârșitul lunii iulie, să reușim să finalizăm și această stradă importantă din municipiul Târgoviște, care are un flux destul de însemnat de mașini spre Târgoviște. Referitor la managementul traficului în zona respectivă, dimineața după 8:30 se va închide un sens și se va intra exclusiv în oraș pe această arteră. Ieșirea Ormunda să se face pe centură, Bulevardul Eroilor și pasajul de la Arinoasa, zona respectivă. Iar după amiază, după ora 4-5, artera se va deschide. Deci va fi deschisă pe două sensuri între dimineața până la 8:30, când e traficul foarte aglomerat, urmând să se redeschide undeva la ora 16-17, când se finalizează lucrurile. Practic, pe ziua respectivă, practic se vor închide toate săpăturile și se va putea lucra ceva în genul a ceea ce s-a întâmplat pe gimnaziu, la canalizarea de pe gimnaziului, atunci când am realizat. Sper să trecem repede peste acest inconvenient, în condițiile în care în iunie se ia și vacanță. Mă gândesc că este o perioadă destul de propice. Am decis să începem lucrările acum pentru a le putea finaliza în condiții normale până la... într-un termen rezonabil. Pentru că nu știm ce se mai poate întâmpla la zona de... la proiectul cu gazele. Dacă mai sunt ceva de constatare, să mai întârzie puțin. N-aș vrea să depășim și să ne ducem spre toamnă, pentru că ar fi destul de dificil din punct de vedere al traficului. Cam asta am avut să vă spun, domnule președinte. Vă rog. Mulțumesc, domnul primar. Vă spun și eu bună dimineața. În primul rând vreau să vă spun că, în ceea ce mă privește, cunosc această clădire din urmă cu mulți ani, pentru că ne aducem copiii la grădiniță, la această unitate școlară. Vreau să vă felicit, domnul primar, pentru acest proiect. În al doilea rând vreau să vă spun că în județul Dâmbovița, pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2, sunt în execuție, în lucru, 112 proiecte pe infrastructura de învățământ. Valoarea acestora este în jur de 162 de milioane de lei. Deci o investiție foarte mare, o valoare foarte mare. Spunem noi că prin acest proiect Intrăzneț, infrastructura școlară din județul Dâmbovița va cunoaște o îmbunătățire evidentă. În ceea ce privește sumele atrase, pentru că v-a vorbit și domnul primar, până la această dată, județul Dâmbovița a reușit să atragă fonduri de aproape 40 de milioane de lei, puțin peste, în acest an. Sigur că nu mă mulțumește acest ritm al decontărilor, dar eu cred că, având în vedere și vremea și ședințele de analiză pe care mi-au făcut constructorii, se vor mobiliza și ritmul decontărilor, ritmul care vom trage acești bani de la guvern, va crește. La nivelul județului Dâmbovița, știți bine că avem 276 de obiective pe Programul Național de Dezvoltare Locală, 747 de milioane de lei. Eu zic că este un ajutor pentru fiecare comunitate locală. Va explica domnul primar la Târgoviște că prin program, prin fondurile europene, prin alte surse de finanțare, cred că foarte multe unități școlare sunt reabilitate sau urmează să fie reabilitate. Eu vreau să cred că în momentul când vom termina aceste șantiere, municipiul Târgoviște cred că va avea cele mai moderne unități școlare, spun eu, nu numai din regiune, ci și din țară. Eu vă mulțumesc și dacă sunt întrebări, vă stau cu plăcere la dispoziție. Vreau să mai... Domnul președinte, ce nu puteți să ne
stan atât cu dumnealui, cât și conjucorii de la mor. Sper că înțeles că nu merge cu amânările, cu încercarea aceasta de a trage foloase acolo unde nu este cazul. Dumnealui aștepta, mă rog, o mărire a, sau o adaptare a condițiilor cu care a câștigat licitația. Am spus că nu sunt de acord. Are termen pe 19 mai. Sigur că venise cu o solicitare de prelungire. O să analizez dacă RIN este corespunzător. Mâine dimineață o să fiu prezent acolo și o să trag o concluzie în ceea ce privește dacă acest constructor poate continua. Dacă nu, i-am spus foarte clar că o să-i dau încetăm de fapt contractul de drept și o să-i dau un certificat constatator să-i servească pe sistemul de achiziții publice. Da, voiam să mai spun legat de Programul Național de Dezvoltare Locală. Iată că sunt sute de obiective de investiții în municipiu în județul Dâmbovița. Numai în Târgoviște am avut pe PNDD 2 40 de proiecte. Este cel mai important program național de finanțare a investițiilor, publice. Indiferent de ce mai spun unii sau alții, nu a existat vreun program în cadrul căruia accesarea proiectelor, finanțărilor pentru proiecte să se facă atât de ușor și în cadrul căruia decontările să se facă atât de repede. Adică discutăm de 2-3 săptămâni. De ce spun că este important lucrul acesta? Pentru că în momentul în care se depune situația de lucrări, este esențial ca acel constructor să primească banii pe ce a lucrat repede, astfel încât să continue lucrările. Așa că, în pofida unei manipulări destul de așa, laborioase, care se realizează în acest moment, chiar pentru noi, și o spun dincolo de orice fel de, cum să spun, afinitate politică, pentru administrația locală, Programul Național de Dezvoltare Locală este esențial pentru modernizarea unor elemente importante, atât pe zona de infrastructură rutieră, pe zona de infrastructură educațională. După cum observați, niciodată municipiul Târgoviște nu a beneficiat de atât de multe investiții care să fie realizate în același timp. Și când am spus, cândva, cred că prin toamna anului trecut, că ne aflăm în fața cel mai important program de modernizare a infrastructurii educaționale din municipiul Târgoviște, iată că lucrul acesta se confirmă. Lucrăm acum pe PNDL, dar vor intra și programele cu finanțare europeană. Toate aceste proiecte asigurate direct de la Guvernul României, cum este cazul Programului Național de Dezvoltare Locală, sau prin intermediul mecanismelor de finanțare și de accesare a fondurilor europene, create de către Guvernul României. Acest guvern PSD, pe care toată lumea, din opoziție, în momentul de față, îl acuză de tot felul de lucruri, tocmai în încercarea de a acoperi ceea ce este esențial, de fapt, pentru comunitățile locale. Și anume, accesarea acestor investiții de către administrații locale. Nu vorbesc de proiectele pe zona privată, pe fonduri europene și așa mai departe, care sunt și acelea foarte multe. Investiții care merg foarte bine și investiții care transformă efectiv, văzând cu ochii, comunitățile locale. Și cred că lucrul acesta este, foarte important. În afară de a se dea cu pietre în tot ceea ce se realizează, într-o logică, părerea mea, anormală de campanie electorală, în rest nu se spune absolut nimic. Nu vreau să fac politică la această conferință de presă, însă mă deranjează atunci când unii nu știu decât să înjure, nu știu decât să dea cu pietre, nu știu decât să, cum să spun, de pe margine, să spună că nu e bine, dar unde e soluția pe care o oferi? Da? Vino și spune, dacă nu se face bine acum, cum trebuie să fie făcut?
și cu ce mijloace, dacă PNDL-ul nu e bun, dacă guvernul, dacă accesarea de fonduri europene nu se face cum trebuie, spune cu ce bani. Și cum ar trebui făcute aceste investiții? Da, eu știu că ar fi mult mai convenabil să nu se facă nimic nici în Târgoviște, nici în Dâmboviță. Pentru ei ar fi foarte convenabil să nu se realizeze nimic. Că dacă nu s-ar realiza nimic, ar putea să spună, domne, să plece ăștia că noi suntem mai buni. În momentul în care se realizează, încep să vii cu tot felul de, inepții legate de, nu știu, de primăvară clasică europeană, am văzut. Mă, tată, hai să fim serioși și hai să avem măcar puțină, să dăm dovadă de puțină demnitate în fața, unor oameni care sunt mult mai deștepți și înțeleg mult mai bine lucrurile decât își închipuie unii care înțeleg. Și mă refer la cetățenii municipiului Târgoviște și la Dâmbovițe în general. Am mai încercat să facă lucrurile astea, dar nu le-am spus. Da, mulțumesc, întrebări. Municipiul Târgoviște mai repede și pe fonduri de dezvoltare și investiții. Am depus deja. Am depus cele două proiecte, chiar în prima zi în care s-a făcut Fondul Național de Dezvoltare și de Investiții. Noi avem aici o mică problemă legată de nivelul de îndatorare, în sensul că noi avem un grad mic de îndatorare și vom vedea cum ne pliem pe modalitatea de restituire a propriei contribuții pe care o avem. Sper să reușim, vă rog, de Piața Tricolorului și de un proiect pe drumuri. La Piața Tricolorului, oricum, indiferent de situație, astăzi se va da procesul verbal final, adică s-a încheiat licitația, dacă nu vor fi contestații, foarte, foarte repede vor începe lucrările și la piața Tricolorului. Mulțumesc pentru întrebare, era un lucru important și chiar mi-am adus aminte cea mai importantă piață publică din municipiul Târgoviște va intra într-un proces de reabilitare care va dura undeva la 8-9 luni de zile. Și sper că și în urma implementării acelui proiect să avem o piață publică centrală a municipiului Târgoviște foarte, 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 foarte frumoasă și să înlocuim peisajul care l-avem acum de 10 de ani în zona centrală. La fel și Parcul Mitropoliei, la fel și Piața Revoluției, accesul dinspre Casa Sindicatelor către Primăria Municipiului Târgoviște și trotuarul până la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Și acestea sunt proiecte pe care le avem în momentul de față în faza de pregătire a documentației. Sunt foarte multe proiecte, vom vorbi la momentul respectiv despre fiecare în parte. Mulțumesc frumos! La nivel județean mai sunt resturile de contat în PNDR 1? Da. Mulți bani? Îi vă dau două lucrări. De exemplu, Tărtășești are două lucrări fiecare în jur de 80 de miliarde de trebuie, 1 milioane. Și mai sunt structuri de lucrări, că am 36 de obiecte. Ce s-a întâmplat? Păi ori au intrat constructori în faliment, ori sunt licitații cu probleme contestate, ori întârzieri de contente, sunt ori litigii cu Ministerul Dezvoltării, cum avem cazul de la Târmănești. Nu,